Vechiul Tomis este orașul pe care Mihai Eminescu l-a iubit. Este Ziua Culturii Naționale și Ziua Culturii Naționale este fixată în ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu. Ce a făcut Mihai Eminescu pentru noi? A cântat Marea, în primul rând. A spus că singurul său dor, de fapt cel mai mare dor al său, este să fie îngropat la marginea mării, iar edilii dintre cele două războaie mondiale au dorit să îi îndeplinească o parte din rugăminte, așadar au edificat această statuie chiar la marginea mării. Muzica militară este și ea un element de cultură care de-a lungul timpului a evoluat, așa că cei de la Forțele Navale au susținut un program special de muzică românească veche, dar și muzică de fanfară. Muzica militară a forțelor navale constituie un segment de cultură al zonei Dobrogene, așa încât nu putea lipsi de la acest eveniment. Elevii mai multor licee din Constanța s-au implicat și ei activ în cadrul proiectului intitulat Eu aleg România. Da, iubesc România, deși în ultima perioadă au fost discuții aprinse, mai ales în rândul nostru al tinerilor, dacă să rămânem sau să plecăm din România, însă eu aleg România. În plus, orașul nostru are un liceu care poartă numele marelui poet național Mihai Eminescu. Chiar dacă de-a lungul timpului a avut mai multe nume, actuala denumire a instituției este Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța. În 1963 s-a ajuns la actuala denumire a Școlii Medii Mihai Eminescu, 1970 școala noastră și-a schimbat denumirea în Liceul de Științe ale Naturii Mihai Eminescu, iar în 1990, în contextul revenirii la democrație, denumirea școlii noastre a fost Liceul Teoretic Mihai Eminescu. În 2005 s-a împlinit firesc un destin educațional, școala noastră a devenit Colegiul Național Mihai Eminescu, marcând profund, până în zile de astăzi, fără falsă modestie, traiectul cultural și educațional al urbei tomitane. Elevii prezenți în sală au fost impresionați de spectacol. A fost foarte interesant. Tata este militar și de mic sunt învățat cu fanfara militară. Îmi place muzica pe care o fac ei. Nu știu, este ceva diferit față de ce se dă la televizor în ziua de azi. Am avut ocazia de mai multe ori să colaborez cu militarii, dar nu i-am auzit când până acum și a fost o emoție foarte plăcută, ca să zic așa, și au cântat foarte frumos și wow, pentru niște persoane destul de vârstă și cu, o carieră de militar? Da. Manifestările dedicate sărbătorii naționale se vor derula pe parcursul a mai multor zile, până pe data de 15 ianuarie, ziua în care s-a născut Mihai Eminescu.